pe doi oameni care m-au impresionat în mod plăcut și care noi considerăm că sunt exemple și modele pentru noi, și nu neapărat modele în ele însele, ci modele prin ceea ce Hristos, pedagogul cel veșnic, ne învață pe fiecare din noi. M-am oprit în ziua aceasta la trei oameni, o familie și un bărbat. Despre bărbatul respectiv știți că este tot timpul aici, în partea dreaptă a strânii noastre. Ori de câte ori noi ne începem cuvântarea, îi dăm cinstea aceasta, dar nu de a umili pe celelalte personalități notabile ale satului, că sunteți fiecare în felul dumneavoastră personalități, dar ci pentru a scoate în evidență funcția respectivului om și respectul pe care trebuie să îl avem față de funcția, bineînțeles, vremelnică pe care o ocupă un om. Noi uităm să cinstim pe cei ce Dumnezeu îi rânduiește în anumite funcții și trecem cu tăvălugul indiferenței peste aceste personalități. De aceea, de multe ori, în cuvântările noastre, înainte de a începe cuvântarea, îi cinstim cu apelative. Domnul director Vasile Țiflea, de dânsul este vorba, este cu adevărat o personalitate marcantă. Nu mai ne impresionează activitatea dânsului ca fost inspector general școlar pe municipiul Brașov, pe județul Brașov. Dar pentru activitatea dânsului care a desfășurat-o în cadrul învățământului făgărășean, ne-a impresionat în special gestul pe care l-a făcut cu capela aceea, Sfânta Ecaterina, de la liceul Vijolie. Am înregistrat și tare mă bucur cuvântul acela plin de emoție, care nu numai pe mine m-a impresionat, dar și pe îndam preasfințitul părintele nostru, Laurențiu, bunicul nostru. Ne-a impresionat pentru cuvintele atât de simple, dar pornite din suflet, în care dânsul ne-a arătat felul în care a venit din dealurile Bilborului, a Covasne și a Arghitei, și felul în care, ca om simplu pornit de jos, a reușit să devină o personalitate. Îl dăm exemplu pentru toți tinerii, pentru toți copiii, iată cum putem deveni prin muncă asiduă, prin învățătură, prin seriozitate, cum putem să devenim adevărate modele. Și dânsul este un astfel de model în sensul acesta. Iată, un om simplu care prin învățătură, prin strădanie, darurile care Dumnezeu le-a dat, el le-a înmulțit și a devenit într-adevăr o personalitate care face cinste satului Ucea de Sus, care l-a adoptat ca fiu duhovnicesc prin căsătoria cu Eleonora Țiflea. E bine, în ceasul acesta vreau să îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut. Este desigur un model pentru toți conducătorii de instituții în învățământul românesc. Am predat în școala românească și știu cu câtă vehemență se pornesc profesorii și cu câtă desconsiderație privesc pe Dumnezeu și religia. Multe din cadrele noastre didactice, din păcate, ele însele nu-L trăiesc pe Hristos. Ele însele se tăvălesc în păcate și în fără de legi, de aceea nu reușesc să devină modele și să-L prezinte pe modelul Hristos. Iată că un astfel de om ne este nouă model. Dumnezeu să-L binecuvinteze cu sănătate și bucurie și le vin aici în mijlocul nostru pentru a-i înmâna un premiu din partea parohiei Ucea de Sud. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, multă bucurie și liniște sufletească. Thank you.
Sigur, cel mai înălțător moment este când Sfânta Biserică, prin Părintele Său, paroh, îți binecuvintează și apreciază activitatea pusă în numele credinței. Aceasta a fost direcția în care eu am muncit, eu și familia mea, în numele credinței, cu speranță, să aduc dragoste și iubire între oameni, așa cum în cuvântul de învățătură, întâi stătătorul Bisericii Ardelene ne spunea cu ocazia târnosirii Sfintei Catele pe Caterina. Vă rog să-mi permiteți să binecuvântați, Părinte, să vă mulțumesc pentru sfaturile dumneavoastră, pentru ajutorul cu vorba, cu fapta, pentru rugăciunile înălțate ca școala să-și împlinească această dorință veche de a avea o capelă, pentru cuvintele de învățătură. Sigur, nu sunt eu vrednic să aduc aceste mulțumiri efortului pe care dumneavoastră l-ați făcut. În numele celor 200 de dascăli, învățători, educatori, profesori, peste 1200 de elevi, numeroși părinți, să vă mânez o diplomă care să ateste contribuția dumneavoastră la târnosire, la frumoasa Evanghelie pe care ați realizat-o în ziua târnosirii și să vă rugați în continuare ca această Sfântă Capelă să-și împlinească menirea și să împlinească cuvântul de învățătură a întâi stătătorului Bisericii Ardelene, dr. Laurențiu Streza, episcop și mitropolit. Vă mulțumesc și cu cuvântarea dumneavoastră să adresez câteva cuvinte. De fapt, nici nu mai are rost ce frumos ați vorbit despre ucea de sus. Cred că așa a vrut Dumnezeu, ca ucea să fie prezentă prin dumneavoastră la sfințirea acestei capele, unice în țara Făgărașului, cred că și în județul Brașov, după cum știu eu, și puține existente în țară. În altul, Părinte mărturisea că și-a început activitatea în ucea, în cuvintele domniei sale de învățătură. Îmi spunea că în a doua casă, pe dreapta, cum intri în ucea, a locuit. Avea cuvinte alese la adresa dumneavoastră, la prezența dumneavoastră, a binecuvântat activitatea și participarea dumneavoastră și în special a corului. Eu, ca simplu creștin, muritor, păcătos, cum se spune aici, în comunitate, aduc și eu cât pot mulțumirea mea și a colegilor mei de la Liceul Aurel Bijolii și nu numai. Dacă vă aduceți aminte, însă și conducătorii județului spuneau că marea realizare a Revoluției este că biserica este în școală, dar eu spun că școala trebuie să fie în biserică, în afara bisericii. Nu există nimic. Ce frumoase au fost predicile de astăzi legate de copii, legate de tineri, legate de ceea ce trebuie să facem în contextul unei situații deosebite. Nu vom găsi alinare, nu vom găsi sprijin, nu vom găsi rezolvarea tuturor problemelor decât în biserică și prin biserică, cu credință, nădejde, speranță și iubire aproapelui. Vă mulțumesc mult, prea cucernice Părinte, pentru cuvintele frumoase adresate. Nu știu dacă le merit, am făcut și eu ca un tot omul pe pământ câte ceva. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!